Morning glory, morning glory. Prin ciorap ies cartofiori. Așa, și cum stăteam noi așa, ne-am adus aminte de balada meșterului Manole. Uite că noi am citit-o părintelui Doboș, este aici, părintele Francis Doboș. Așteptăm să intrăm în direct la știrile Pro TV. Ieri, ascultătorii rescriu balada meșterului Manole. Și când unul, când altul, ce facem? Un minut? Da. Și Manole zice, anu, ești tâmpită, nu vezi că benzina e deja scumpită, mergi la magazin și ia tot ce prinzi, dacă te miști bine, scot din cărămizi. Și vine alt ascultător și continuă. Carnea se scumpise, focul că se stinse de la cel grătar. Ei n-aveau habar că în loc de mortar zideau cu muștar. O nație care a luat-o pe ulei. Exact, exact asta. Hei, 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 intrăm în direct? Imediat. Imediat? 30. Zici? 30 de secunde? 30, da. Doamne, nu mai am răbdare. Dar efectiv, nu mai am răbdare. Mi-am adus aminte de gloriosul zilei. 20 de secunde? Așa. Oare am timp să dau gloriosul zilei? Poți să-l dau repede, 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 repede. Ia uite. Gloriosul zilei. Zoltan Nogbeghe, vicepreședintele ANR, de la 1 aprilie le dăm consumatorilor pește, dar de anul viitor ar trebui să învețe să pescuiască. Hai. Deci spunem bună dimineața. Sau viața îți dă mazăre, depinde cum vreți, o luăm ca atare, face o salată de băf. Astăzi, la Rochefel, Răzvan Exarcu l-a invitat pe părintele Francisc Doboș. Vor discuta la Morning Glory despre rețete culinare eficiente pentru exorcizarea anxietății. Doamne! Glory, Morning Glory! Nu mai vă băteți ca chiori! Așa. Așa, bonjurică. Bună dimineața. Bonjurică. Bonjurică dimineața. Bonjurică măzărică, dar. Ia uite, ia uite ce. România are sânge de rocker pentru Ucraina. Avem și concert. Așa, dar are și multă smerenie. Suntem smeriți, dar vrem să știe. Ne place să se știe. Ne place să se știe, părintele Francis Doboș. Bună dimineața, Andreea, Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața, Mihai. Salutăm, părinte. Dar știi că nu totdeauna ar trebui să pui mazăre în salată de băf. Ba, întotdeauna ar trebui să pui. Nu, nu, nu. Ce ar trebui? Ce ar trebui să pui? Nu. Ar trebui să pui. Dar nu pui. De ce? Păi nu, adică n-ar trebui să pui pui. Asta zic. Pui. Că ai pus celelalte. Vită, că de-aia e de băf. Da, poți să pui pui de vită, adică vițel. Auzi, dar cred că apropo de rețetele voastre, cred că cu ceva dulce. Anxietatea se scoate cu ceva dulce sau cu ceva sărat, părinte? Da, cu dulce, da. Dacă e postul catolic, că nu avem asta. În postul catolic e mai mult o glumă față de postul ortodox. Da. Din punct de vedere culinar, evident. Unii spun că și catolici, dar nu, e. Hai, ia spune. Hai. Dă-ne de gol. Dar cu ce să-i ajutăm, părinte? Cum recomandați să se potrivească? Merge orice rețetă de post, ce înseamnă de legume cu zucchine. Da? Pentru mine, uite, de exemplu, aveam o înregistrare după tura mea de bicicletă. Da. Peste 54, că altfel nu mă echipez în tot harnașamentul. 54 de kilometri încălzirea, adică 2 ore de... Puteau fi kilograme, părinte, dar mai e până acolo. Da. M-am întors, aveam o înregistrare, nu aveam timp la dispoziție decât vreo 25 de minute. În alea 25 de minute am pus oala la fiert, am fiert pastele și am făcut un aglio olio peperoncino. Perfect. Perfect, perfect. Dar? Deci se poate găti repede, nu trebuie să stăm ore cu farfuria lui Exarhu. Da. Permiteți. Dar nu stăm chiar ore, să știți. Nu, părinte. Deci se poate mânca repede, gătit pe loc, proaspăt, fără să mâncăm doar junk food repede înainte. Chiar dacă este timpul postului și sau la catolici de post. Și salam de post, lăsăm de soia, astea. Ne dorim carne, dar mi se spune cam mult 20 de minute, părinte. Cam mult, dar de unde? Da, e adevărat, nu e chiar numai așa până de fierbe. Bun, dar care ar fi rețeta? Hai să vedem, altă rețetă în afară de aglio. Zucchine a la Nerano. Așa. Care mie îmi plac foarte mult, am primit comandă din Italia și zucchine și asta, brânza provolone del Monaco. Da. Care ies extraordinar de bine. Bun, prăjit. Noi nu avem acces la zucchine provolone avem. Acum. Nu, da. Merge cu orice brânză. Dar putem să înlocuim brânza cu drojdie, fulgi de drojdie. Se găsește în... Serios, nu glumesc. Chiar are gust de aproape de parmezan. Dar merge, că se găsește tot
orice brânză, parmezan, pe orice, în orice rețea găsești da. Un parmezan sau bun, acum, Ana, sigur, dar, cei care țin post să... Ceea ce... Poți la peretei! Așa. Nu e atât de dietetic când zucchinele le da. Tai feliuțe ca, precum cartofii prăjiți. Da. Și pui într-un ulei, le prăjești bine, devin crocante, le scoți, se usucă pe o hârtie, iese uleiul din ele, iar mai apoi le folosești în tigaie, le tragi printr-o bază de puțin ulei, puțin usturoi, iarăși, din nou și așa? De la capăt, pentru că e baza fundamentului. Și după ce am fiert pastele, jumătate din timpul de coacere, dacă sunt 11 minute, eu după 6-7 minute le-am scos și e procedura de rizotare la pasta. Da. Cu un polonic din apa de la fiert, le pun deja în tigaie unde adaug zucchinele deja prăjite, crocante, un pic. Și se creează o pastă extraordinară, o cremă extraordinară, iar la sfârșit, după ce am scos de pe foc, brânza. Ah. Și dacă mai, este, dacă mai este nevoie, mai insist, poate să fie și rețeta la putanesca, dar nu prea sună bine la radio și să auzi rețeta la putanesca aia din gura preotului. Foarte bună, că ar trebui să aibă măsline și capere. Și capere, da. Și ăsta e un lucru foarte bun. Dar acum și eu am gătit pentru emisiunea Umami de la ProTV și am făcut orzo. Și cu un orzo, sos foarte... Nu, orzo, e de post. Nu e orzo pe gâște. Nu, 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 risoni, cum se spune la frații italieni. Și am făcut un sos alb în care am blendat niște icre de ștucă. În orzo. Orzo cu ciuperci de pădure. Și cu oyster mushrooms. Sunt ciupercile alea mari care seamănă cu mânătări. Ce ai găsit și tu în bucătărie? Ce găsit, în frigider, da, 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 știi, da, cum asta da. E scuza. Știi? Am gătit cu ce am găsit în frigider. Dar cam astea ar fi soluțiile. Gătiți ușor, gătiți bine, gătiți cu drag și încercați să vă închideți televizorul ăla. Da, da, fake news. Pedalați mai... frenetic. Gata? Ne-au oprit? Da. Ne-au terminat? Ne oprim așa un pic. Ne oprim așa un pic, dar mai vorbim cu Andreea, cu Mihai? Ei mai sunt? Au plecat. Da, bineînțeles. A, așa, credeam că mă... Salivau. Salivau. Da, da, exact. Andreea, Mihai, arată, să știți... Arată... Da, spune. Eu am fost mai intru să-mi iau cafea și mă scot din minte ăștia care țin post și când beau cafea și folosesc lapte de cocos, lapte de toate, dar acum a apărut laptele de mazăre, e moartea hipsterilor. Și eram la cafea și stăteam, așteptam să-mi dea cafea și a venit o domnișoară în spatele meu și a cerut un flat white cu lapte de mazăre. Și am stat așa, m-a pocnit râsul, dar m-am ținut. Tipa care făcea cafea a râs și ea și s-a abținut. Mai era un tip acolo care m-a văzut și a mustăcit și el. Și n-am putut să mă abțin și m-am întors spre ea și am spus și cu mărar. Și mă rog, a râs toată lumea, da, 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 a fost foarte bine. Așa că dacă vreți să se știe că ascultați Morning Glory, când mai auziți lapte de mazăre, strigați și cu mărar! Ca să fie bine. Da. Da. Bine, vă mulțumim. Bine, mulțumim. Sper că v-a fost de folos. Părintele Francisc este aici și rămâne și noi așteptăm să distracție vă vedem. Distracție plăcută. Să vă revedem vinerea viitoare. Da. Da. Cele bune, mulțumim. Să auzim de bine. Morning Glory, Morning Glory. Mi se mișcă dintișorii. Așa, bun, gata, mulțumim foarte mult. Ăsta a fost momentul în care ne-am văzut la știrile ProTV. Am încercat să distrugem ca de obicei ProTV-ul din interior. Și deja, cum să zic, alunecă. E plin de ulei de măsline. Pe dinăuntru. Cum e, părinte? Cum ne simtem în zilele astea? Că n-am mai vorbit de când s-a abătut urgia, ca să zic așa. Da, e greu să... Îmi place să glumesc, dar ținând cont de ce e pe piață, adică ce e prin oraș, sunt situații disperate. Și aici mă gândesc că întâlnim sau întâmpinăm prin comunitățile noastre, primim familii, și de fapt sunt familii, sunt mame cu copii, pentru că bărbații au rămas, pe care mănăstirile noastre, parohiile noastre îi primesc, asociații. E un serviciu foarte, care funcționează de ani de zile, al iezuiților. Nu sunt aia doar cu două fețe. Iezuiții, da. Cum e papa, Francisc, iezuiții au un serviciu pentru refugiați. GRS da. Este serviciul iezuit pentru refugiați care de ani de zile s-au ocupat și au undeva în zona Belu, aproape de cimitirul Belu, au sediul, au închiriat și un hotel acum să se ocupe, să vină întâmpinarea familiilor. La fel,
este brațul social al Bisericii Catolice, se ocupă Caritas, nu e ăla de la Cluj, n-are nicio legătură cu... Dar Caritas vine din limba latină, de la caritate. Da. Este acțiunea socială a bisericii care vine în întâmpinare nu doar să dea de mâncare celor care acum sunt la Gara de Nord, pentru că primul val de refugiați din Ucraina, cei au venit cu mașinile, acum am vorbit și la Iași cu directorul Caritas, colegul meu, părintele Iosif, și cu directorul de aici, care este starea acum, care sunt familiile, pentru că foarte mulți i-au ajutat nu doar cu mâncare, ci cu acte. Pentru că mulți au venit, sau unii dintre ei au venit doar cu certificatul de naștere. Da. Și atunci să-i însoțești în acest drum ca să poată să ajungă la rudele lor. Eu știu, în Europa sau în afara Europei. Știu că toată lumea se ocupă de asta. Și da, Biserica Catolică are o istorie frumoasă în ceea ce privește grija față de comunitate și față de oameni aflați în suferință. Eu țin să precizez și Biserica Ortodoxă, da, de peste tot, mai ales... Tocmai că acum așa se arată ecumenismul la graniță. Dacă acolo sunt practic, toate cultele. Da. Toate cultele și mă bucur, am aflat aseară, am vorbit cu... Vorbisem cu Valeriu Nicolae și el a mijlocit toată povestea asta. A plecat de la prietenul meu, Alexandru Filip, de la McKinsey, pe care l-a sunat primarul din Cașcaiș, care a spus că are 200 de locuri și un avion ca să aducă refugiați ucrainieni, mame și copii, și duce și copiii la școală și le dă și cazare. Și, mă rog, s-au activat mai multe ONG-uri. Valeriu a mijlocit legătura cu Mihai Popa, cred că se numește, mâna dreaptă a lui Arafat. Și gestiunea acestei relații între primar, societate civilă, stat, le-au făcut rost de acte și așa mai departe. 6 autocare au plecat de la graniță și au mers la aeroport și avionul a plecat, 200 de refugiați au ajuns în Cașcaiș. Deci cam așa funcționează. Când societatea civilă, nu e vorba doar de Biserica Catolică sau Ortodoxă, o mulțime de ONG-uri s-au mobilizat, au fost la graniță. Am în parohia de limba engleză, de la Sacré-Cœur, unul dintre pilonii de bază este directorul centrului International Justice Mission, cu bază în Statele Unite, care se ocupă această luptă împotriva traficului de ființe. În aceste zile sunt pe teren în România cetățeni americani care se folosesc de orice pârghie pentru a veni în întâmpinarea nevoilor, primelor nevoi pentru refugiați. Este incredibil ce s-a întâmplat în aceste zile, cum o țară întreagă s-a mobilizat. Dincolo de toată această falsă problemă că, uite, aveam pe săracii noștri și nu ne-am ocupat de ei. Pentru că ei sunt întotdeauna. Dacă nu ne-am ocupat înainte, să nu facem o falsă, pentru dar că săracii de atunci nu fugeau de gloanțe. Da. Și înțelegem cât de bine să ne și ocupăm de lucrurile alea, nu din când în când de Paște și Crăciun. Exact. Am avut mai devreme o discuție cu Maria Ilea de la Leo Burnett. Ei au făcut un studiu despre opinia românilor legat de conflictul din Ucraina, inclusiv partea asta de ajutăm refugiații, trimitem ajutoare. 75% dintre români cred că da, e important și urgent să îi ajutăm pe refugiați și 60 și ceva la sută să trimită ajutoare, în România să trimită ajutoare în Ucraina. Așa că s-a întâmplat ceva bun cu noi. Între timp, noi n-am observat că suntem aici în miezul lucrurilor și nu ne dăm neapărat seama, ne mai înjurăm în trafic și cam atât. Dar oamenii sunt sănătoși la cap și au instincte bune. Mai degrabă sunt sănătoși la inimă, care vindecă și capul, pentru că de foarte multe ori, când apelezi la inimă, se rezolvă și multe probleme de la căpușor. E foarte bine, practic, Morning Glory, nu ne doare căpușorii. Ne ajută sfințișorii. Ne ajută și sfințișorii, da. Părinte, mulțumim foarte mult. Am să pun un sunet care vă place foarte mult. Aoleu, uite, da. Acum nu, asta-mi place, dar poie, fiind da. În post... Da, e cu totul altă abordare. Suntem cu apă dar, pe lămâie. Dacă mai rămâneți puțin cu noi, o să avem și concert. Vreți să... Da? Întotdeauna... Perfect. Pot să prind. Da. Dar o altă formă de a ține post și ăsta, postul din trafic. Că suntem atât de la condusul agresiv la condusul defensiv. E, așa, de bine de rău, suntem dar mereu să cu ochii în flash-uri. Despre asta. Cu da. Traficul? Da, ca și cu condusul defensiv, pentru că da. Punem la cale
proiecte sau provocări pentru șoferi de condus defensiv. Dacă au nervi, să meargă pe un circuit. Cu Silviu Toma, prietenul meu, ne gândim serios la niște cursuri da. Cu evlavie de condus defensiv. Și mie mi se pare o disciplină foarte importantă. Asta la fel ca tehnica de acordare a primului de ajutor, care în mod normal ar fi trebuit predată în școală. Nu știu cum a dispărut proiectul ăsta. Era o treabă care m-a obsedat pe mine și am văzut că încet încet Parlamentul a avut grijă să-l scoată. Bineînțeles, presupun și la presiunea corpului profesoral, care în general nu acordă primul ajutor de cunoaștere copiilor, dar emite atunci când vine vorba de accidente. Așa, bun, hai să lăsăm chestiile astea. Serioase. Noi am primit niște pate de de bibilică. Mi-a dat la bibilică. Și, a? Da! Da, am zis ceva? E bine? Nu, e foarte bine. Când vedem pate de bibilică, zicem Mâncați-aș. Mâncați-aș pateul de bibilică. Doamne ajută! Și, aia, Doamne ajută! Pateul tău de bibilică. Și Doamne ajută-te! Doamne ajută și vă lăsăm pe la biserică. Da, 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 și așa, da. Dar nu numai prin față, nu asta sugerați. Vă lăsăm aici și mulțumim părintelui Francisc și ne întoarcem cu Radu Paraschivescu și după aia Jurjac live la Morning Glory. Morning Glory on Rock FM.